Mergem chiar acum la sediul Ministerului Apărării Naționale, acolo unde Vasile Dâncu preia portofoliul Ministerului, chiar de la noul premier Nicolae Ciucă, care a ocupat până acum fotoliul de aici. Ascultăm și noi ce se întâmplă acolo. Mulțumim, vă rugăm să luați loc. Adresăm rugămintea domnului prim-ministru Nicolae Ionel Ciucă să ia cuvântul. Domnule ministru al apărării, domnule generalul cu tenent șef al apărării, doamnă, domnule secretar de stat, domnilor generali, ofițeri, maestri militari, subofițeri, personal civil, soldați gradați, vine un moment în care trebuie să te desparți de ceva anume. Astăzi mă despart de instituția care a fost a doua familie pentru mine și pentru toți cei care sunt astăzi aici în sală. De altfel, cred că nu numai eu, fiecare dintre dumneavoastră putem spune că am petrecut mai mult timp în interiorul acestei familii decât cu familiile de acasă. Nu am să vorbesc despre ceea ce am făcut, am să vorbesc despre oamenii cu care am făcut, oameni pe care, domnule ministru, i-am apreciat și voi aprecia toată viața mea, pentru că cu ei am realizat tot ceea ce a reprezentat obiectiv și misiunea asumată la nivelul Ministerului Apărării Naționale. Vă pot spune că am avut de fiecare dată în vedere oamenii, pentru că tehnica poate fi achiziționată, poate fi pregătită, menținută în stare de operativitate, dar asta nu se întâmplă de la sine, ci se întâmplă prin efortul, prin profesionalismul și prin dedicarea oamenilor, prin entuziasmul lor. Când vorbim despre oamenii în uniformă, trebuie să pornim de la cei care optează de la o vârstă foarte fragedă, de la 14 ani, să îmbrace uniforma elevului de liceu militar, până la cei care, la un moment dat, pun uniforma deoparte, trec în rezervă, dar tot militar rămân. Ei vor fi militari toată viața lor și au în minte că ori de câte ori va fi nevoie, vor răspunde prezent când țara îi va chema. Revenind la oameni, ne-a preocupat foarte mult sistemul de învățământ militar, de la cel preuniversitar, universitar și cel de dezvoltare în carieră. Sunteți cel care în 2016 ne-ați aprobat să, împreună cu domnul ministru Curaj, dacă mi-aduc bine aminte atunci, la dumneavoastră în birou,
am discutat și ne-ați aprobat să reînființăm Colegiul Militar de la Craiova. Iată, după câțiva ani, probabil, într-o perioadă scurtă de timp, vom putea să inaugurăm noua construcție a liceului, a Colegiului Militar de la Craiova, care reprezintă, practic, un obiectiv care s-a ridicat de la zero și va fi un model pentru ceea ce înseamnă o instituție de învățământ preuniversitară. De asemenea, s-a investit în toate celelalte colegii și, în mod deosebit, s-a investit în calitatea actului de învățământ, a procesului de învățământ. Învățământul universitar are, de asemenea, locul lui în agenda de priorități a Ministerului Apărării Naționale și vă putem spune că avem instituții care astăzi, de asemenea, pot fi considerate model, reușind să modernizăm și să transformăm ceea ce la un moment dat nu mai ținea pasul cu nevoia de dezvoltare și de înzestrare a capabilităților militare și este de asemenea un învățământ care funcționează, spunem noi, în conformitate cu standardele pe care noi ni le-am asumat. Tot pentru oameni am căutat să realizăm tot ceea ce presupune echiparea și dotarea astfel încât să poată să își îndeplinească misiunile. Am avut discuții la nivelul conducerii statului major al apărării, la nivelul ministerului, să putem să aplicăm din lecțiile învățate în anii pe care i-am petrecut în teatrele de operații și să avem pentru militari tot ceea ce au nevoie să poată să-și îndeplinească misiunile. Am căutat de asemenea să găsim tot ceea ce poate să însemne nivelul cel mai potrivit pentru armata română din punct de vedere al dotării cu echipamente și tehnică militară, pentru că aveam nevoie și avem nevoie în continuare să modernizăm echipamentele și tehnica pentru a realiza capabilitățile în conformitate cu nivelul de ambiție al țării noastre pentru creșterea capacității de apărare. Am realizat de asemenea o listă de standarde pe care a trebuit să le îndeplinim ca țară membră NATO și să facem în așa fel încât să creștem relevanța țării noastre în interiorul Alianței și de asemenea în interiorul Uniunii Europene. Practic, prin tot ceea ce s-a realizat prin acel acord al tuturor partidelor politice de alocare de 2% pentru apărare, nu este doar un răspuns la o decizie a Alianței, ci este practic o decizie la care vine și sprijină nevoia de întărire a capacității de apărare a țării. Pentru că am vorbit de cele două organisme, Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică, aveți aici în sală oameni care sunt direct implicați în procesul de elaborare a busolei strategice în interiorul Uniunii Europene și a noului concept strategic NATO, care urmează să fie aprobat anul viitor la summitul Alianței. Au fost de asemenea și sunt în continuare activități care țin de tot ceea ce presupune partea aceasta de modernizare a capabilităților de la înființarea și consolidarea
Comandamentului de Apărare Cibernetică, la Comandamentul Forțelor Speciale. Dau doar câteva exemple pentru că armata a început să își preschimbe capabilitățile și să și le actualizeze în conformitate cu provocările și nevoile de a răspunde la noile amenințări. Avem în continuare o componentă care este deosebit de importantă, cea a logisticii. Știm foarte bine că înapoi a oricărei acțiuni militare este nevoie de o logistică foarte puternică. Toate aceste chestiuni sunt foarte bine stabilite prin procedurile interne și veți vedea că aveți profesioniști, oameni care știu, au lucrat în comandamente aliate, au lucrat în comandamente internaționale, au executat misiuni în teatrele de operații și tot ceea ce au acumulat experiența și înțelepciunea fiecăruia dintre ei vor fi folosite pentru a vă putea sprijini să luați deciziile care se cuvin. Este pentru mine, sigur, un moment de emoție pe care nu pot să-l depășesc așa oricum. Cu toții suntem oameni și în astfel de momente emoția este firească. Consider, domnule ministru, că veți prelua un minister ai căror oameni așteaptă de la dumneavoastră doar să le spuneți ce trebuie să facă, ce misiune au, care vă este intenția și vă vor sprijini pentru că, așa cum vă spuneam, au cu ce. Am vorbit un pic mai devreme despre entuziasm. Tot ce am putut să văd în cariera mea la oameni a fost entuziasmul și dorința de a performa. De altfel, cred că nu o să putem să atingem obiectivele dacă nu știm să punem în valoare entuziasmul oamenilor. Ei sunt cei care, de fiecare dată când a fost mai greu, au găsit soluții și au venit în... Nu numai că au găsit soluții, veți fi surprins de imaginația și de creativitatea lor și în felul acesta am reușit să trecem peste orice încercare pe care am avut-o. Ca atare, domnule ministru, pentru a nu vorbi mai mult decât trebuie, dați-mi voie să mă adresez colegilor mei, camarazilor mei, pentru a le mulțumi și a le spune cât de onorat am fost să vă fiu comandant. Vă mulțumim. Adresăm rugămintea domnului Vasile Dâncu, ministrul Apărării Naționale, să ia cuvântul. Dați-mi voie, fiind o distanță socială destul de mare, care nu se va regăsi în distanța dintre noi mai încolo, să vorbesc fără mască. Domnule prim-ministru, domnule general Petrescu, comandant al Armatei Române, domnule secretar de stat, domnilor generali, ofițeri, subofițeri, pe vremea când am făcut eu armata se spunea personal muncitor civil, astăzi cred că nu se mai spune așa, dar eu mă aduc aminte de acum 40 de ani. Personal civil, pentru că avem și funcționari publici și personal civil. Mulțumesc!
Este un tip de predare și preluare de mandat pe care, deși a mai fost ministru, nu l-am mai întâlnit, din mai multe perspective. În primul rând, pentru că este o situație emoțională specială. M-am uitat pe fețele dumneavoastră în timp ce vorbea domnul general Ciucă și am văzut emoție, am văzut clip, am văzut așa ochi umezi, am simțit și în vocea unui militar adevărat un tremur care înseamnă o dimensiune umană și afectivă extraordinară. De aceea nu pot și eu să nu fiu emoționat și cum emoția se transmite, sunt foarte bucuros să trăiesc un asemenea moment în care unul din cei mai importanți generali Armatei Române preia conducerea societății noastre, conducerea Guvernului României. Pentru mine este un moment important și mă simt deosebit de onorat să fiu aici alături de dumneavoastră și să preiau o misiune foarte importantă. Probabil cea mai importantă misiune din viața mea. Și sper să pot să mă ridic la nivelul pe care mi-o cere acest nou statut pe care l-am. Mă bucur însă că șeful meu de la guvern este un om care trăiește apărarea și interesul național și a dedicat toată viața acestui lucru și din această perspectivă mă bazez foarte mult pe sprijinul domniei sale, pe care cu siguranță îl voi avea. Sper ca să reușească domnul premier să aducă în echipa guvernamentală o echipă compozită, să aducă spiritul de colegialitate, de frățietate, de fraternitate care există în armata română. Emoția care înseamnă a fi împreună la bine și la rău. De asta are nevoie politica românească. Pe de altă parte, mandatul meu va fi, vă spun de la început, sub semnul continuității. Pentru că va trebui, și acesta știu că nu este un lucru ușor, să duc mai departe marile proiecte pe care în acest moment le are Armata Română. Și un proiect foarte important, dincolo de misiunile strategice, cele legate de parteneriatul cu NATO, Uniunea Europeană, pregătirea pentru summitul de la Madrid, care va fundamenta un nou concept strategic în această lume care a devenit tot mai impredictibilă. Deci, dincolo de asta, cred că va trebui să participăm în cea mai mare măsură la un proiect care înseamnă reziliența României. Reziliența României înseamnă capacitatea României de a se adapta la situații neprevăzute, de a avea o capacitate naturală de adaptare. Cum spune un mare statistician, cel care a scris și Lebăda Neagră, Nassim Taleb, a construit o societate antifragil. În momentul ăsta, societatea românească nu este pregătită pentru asta. Armata Română este în acest moment cea mai avansată componentă de modernitate în societatea noastră. Probabil că o foarte, în foarte mare măsură, faptul că suntem membri ai NATO a ajutat Armata Română să meargă înaintea societății. Și sperăm că vom reuși, având în vedere că vom fi noul guvern, doi oameni care vor fi dedicați apărării naționale, să facem această joncțiune cu societatea. Să pregătim societatea pentru un viitor care, după cum vedem, este impredictibil și turbulent. Vreau ca în viitor să preiau toate proiectele și voi prelua toate proiectele pe care le are acest minister și sunt proiecte foarte mari și proiecte îndrăsnețe. Ca sociolog, mă bazez, sigur că mă voi baza în marile proiecte pe experiența dumneavoastră ca militari, pe devotamentul pe care cu siguranță l-aveți, iubirea de patrie care este indubitabilă și simțul responsabilității pe care l-aveți. Pe de altă parte, experiența mea de sociolog îmi va permite
să vin cu câteva proiecte care sunt și proiectele dumneavoastră în mare măsură, dar eu le voi putea urmări din perspectiva mea cu prioritate. Mă interesează foarte mult oamenii. Așa cum spunea și m-am bucurat foarte mult că spunea și domnul premier, domnul general, oamenii sunt cel mai important capital. Este importantă tehnologia, dar oamenii în primul rând. Mă va interesa calitatea vieții și nivelul de viață al oamenilor. Va trebui să fiu și eu așa înțeleg legătura dintre civili și militari într-o societate, parteneriatul. Adică vreau să facem un parteneriat loial în care eu voi încerca să fiu cea mai bună interfață cu societatea politică, cu societatea civilă în general, cu Parlamentul și în același timp să pot să apăr armata așa cum armata ne apără pe noi. Uneori, din nefericire, în democrațiile noastre este nevoie de acest lucru. Pentru că societățile contemporane sunt fragmentate, există o ruptură între politic de multe ori și scopurile naționale și sper să reușim în guvernul pe care l-am creat în acest moment să unim toate țintele societății cu un program guvernamental care să sprijine și armata. Voi sprijini programele de dotare, pentru că oamenii sunt importanți, e adevărat, sunt cel mai important, cea mai importantă armă este mintea omului, e adevărat, dar dincolo de asta, într-o situație cum este cea de acum, avem nevoie de o dotare la cel mai înalt nivel. Cred că și aici mă aștept să facem o deschidere mare, mai mare în ceea ce privește relația cu universitățile civile, cu institutele de cercetare. Am fost într-o vizită, m-a invitat un prieten să văd Universitatea Tehnică Militară. Am fost foarte impresionat aici, acum câțiva ani. Am văzut niște oameni speciale. Am mai avut și niște doctoranzi din zona militară în ultimii ani, care au studiat alături de mine război psihologic, au studiat soft power și alte teme importante care țin de contemporaneitate, țin de ultima perioadă. Sper să aducem cât mai mulți civili, să reușim să aducem cât mai mulți civili la cursurile Colegiului Național, pentru a crea din cei care se află în administrație, chiar și la nivel local, a crea un spirit comun în ceea ce privește politica noastră de apărare națională. Pentru că va trebui să lucrăm foarte mult și la ceea ce este una din preocupările mele. M-a criticat un jurnalist că a spus că asta nu e foarte important, cultura de securitate. Îmi aduc aminte și i-am spus-o și unui partener aseară de ce a spus un fost președinte al Serbiei. A spus, dacă aș fi înțeles la timp că țara nu se apără numai la hotare, că țara se apără și la mii de kilometri, atunci țara mea ar fi fost într-un alt loc acum, ar fi fost mult mai modernă și mult mai dezvoltată. Va trebui să convingem, să arătăm societății că parteneriatele, solidaritatea din interiorul NATO sunt lucruri foarte importante, sunt un nivel de civilizație, sunt o familie modernă care se bazează pe valori, nu numai pe angajamente și pe tratate. Se bazează pe valori comune și pe schimbul de valori comune. Îmi place să cred că prezența noastră consistentă la NATO și în toate componentele de apărare regionale în zona europeană înseamnă nu numai o insignă pusă în piept, nu numai un element în CV, ci înseamnă că partajăm împreună o cultură a modernității, fără să ne pierdem identitatea, fără să uităm că avem interese naționale și interesele noastre naționale sunt primul lucru, dar în interesul nostru național intră în viziunea mea acest parteneriat cu ceilalți. Să-i sprijin pe ceilalți, să lucrăm împreună. Domnul premier mi-a oferit o surpriză în prima oră de ministeriat după ce am depus jurământul.
m-a aruncat direct în bazin ca să învăț în not. Adică m-a anunțat că trebuie să mergem la summitul B9 de la București. A fost pentru mine un șoc, dar dincolo de asta mi-am dat seama, discutând cu colegii mei, să spun așa, chiar dacă eu sunt, încă nu mi s-a uscat cerneala pe jurământ, mi-am dat seama cât de important este sprijinul emoțional, politic, sprijinul societății pentru o țară atunci când se află în pericol sau când este amenințată. Am una din concluziile pe care le-am făcut publice aseară la summitul nostru a fost solidaritatea noastră pentru Polonia, pentru Letonia, Lituania, pentru țările care în acest moment sunt supuse unei agresiuni. Discuția particulară mi-a arătat încă o dată cât de important este să înțelegem, să putem să trăim și pentru ceilalți. Să putem să participăm la drama celorlalți atunci când este nevoie. Mai sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le urmăresc dincolo de programele de dotare. Cred că sunt și senator și vreau să fac un parteneriat mai serios cu comisiile de apărare din Parlamentul României, pentru că uneori nu există un spirit orchestrat destul de bine între politicieni și proiectele lor și proiectele pe care în mod normal le are sistemul nostru de apărare. Deci voi încerca să fiu un foarte bun mediator. Cred că este important să restartăm, dacă se poate, să intensificăm industria noastră militară. Cred că avem oameni prin sistemul nostru de învățământ din apărare, cred că putem să producem specialiști foarte buni. De asemenea, putem să aducem specialiști și din societatea civilă. Mă interesează foarte mult un subiect care s-ar putea să fie considerat de unii ca nu în prima linie. Dincolo de calitatea vieții familiilor celor care au servit patria de-a lungul întregii vieți sau s-au jertfit pentru asta, mă interesează cultul eroilor. Și mă bucur că există această preocupare în Armata Română. Așa cum spunea domnul general, domnul prim-ministru, armata este o familie, cu adevărat. Vreau să vă spun un lucru pe care sunt convins. Reziliența de care vorbim se bazează pe identitate și pe memorie, în mare măsură. Trebuie să avem și să păstrăm momentele importante și oamenii importanți, să-i punem acolo în loc unde nu avem alte valori. Ei țin loc de o anumită componentă identitară a societății. Sunt pilonii identității noastre. Armata Română ne-a furnizat de-a lungul anilor, pentru că chiar și acum, într-o perioadă, să spunem, de pace, cum considerăm noi civili, că este o perioadă de pace în lume în acest moment, dacă ne uităm foarte îngust doar la ce se întâmplă în țara noastră, chiar și acum armata noastră a avut destule jertfe în teatrele de operații. Și dincolo de asta vreau ca să lucrăm în acest sens pentru a păstra vie această memorie. Și nu numai în familiile militarilor, vreau ca în programele educaționale ale noastre. M-am ocupat de strategia de România educată, am lucrat alături de specialiști. Vreau să introducem, așa cum lumea vrea să introducă și alte componente ale modernității, să spunem, eu aș vrea să revenim la câteva din valorile fundamentale. Pentru că Armata Română păstrează istoria și păstrează conștiința națională. Sunt bucuros să pot face parte din acest proiect și vă cer sprijinul pentru ca să putem să lucrăm împreună la acest lucru. Trebuie să redăm demnitatea câtorva profesii din România. E adevărat, Armata Română are o încredere foarte bună. Trebuie să menținem această încredere și să o dezvoltăm, dacă se poate, pentru că au rămas puține repere de încredere în societatea noastră. Și mă bazez că exemplul dumneavoastră, contribuția pe care dumneavoastră o aveți și în perioade de
pace sau în perioade de criză, cum este acum. Exemplul pe care Armata Română l-a dat în această pandemie, cred că este unul foarte bun și va trebui să fie consemnat ca atare, inclusiv în programele noastre culturale, programele de învățământ și toate celelalte. N-aș vrea să vorbesc foarte mult pentru că știu că timpul este prețios. Sunt la începutul misiunii mele alături de dumneavoastră și în școala filozofică a lui Pitagora era un obicei. Când intrai în școala filozofică, nu aveai voie să scoți niciun cuvânt timp de 2 ani, până o să înveți foarte bine toate lucrurile din școala respectivă. La noi, la politicieni, timpul este mai fragmentat. Guvernele au perioade mai scurte de viață, dar vreau să vă spun că intrând în familia dumneavoastră și după finalul mandatului meu o să rămân un fidel apropiat al dumneavoastră ca familie, ca instituție modernă a României, ca instituție a identității noastre. Vreau la finalul acestor considerații să-l felicit încă o dată pe domnul premier, pe domnul general Nicolae Ciucă, să-i doresc succes în misiunea grea și asta de premier al României și să-l asigurăm de tot sprijinul nostru. Evident că nu o facem dezinteresat, eu mă gândesc că ne așteptăm și ca domnia sa să ne sprijine, dar de acest lucru nu mă îndoiesc în niciun fel. Vă mulțumesc foarte mult. Da, emoționat a fost un ministru al apărării devenit acum șeful executivului Nicolae Ciucă. Mă desparte instituția care a fost a doua familie pentru mine. Ne-a preocupat foarte mult învățământul militar. Avem nevoie să modernizăm tehnica pentru a putea crește capacitatea de apărare, a punctat Ciucă. Portofoliul a fost preluat așadar de social-democratul Vasile Dâncu. Am urmărit imagini în direct de la sediul MAPN. Este probabil cea mai importantă misiune din viața mea, a concluzionat Vasile Dâncu.